seara, stimați telespectatori! După cum bine puteți vedea la televizor și pe agențiile de știri, de ceva vreme este campanie electorală în Statele Unite și vedem cum principalii contracandidați se luptă între ei și fac discursuri care mai de pe probleme spinoase sau mai puțin spinoase ale Statelor Unite. Dar nu despre asta am să vă invit să vorbim, pentru că oricum cam pe toate agențiile și toată lumea dezbate ce se întâmplă în campania electorală americană, mai ales că avem un candidat destul de controversat pe Donald Trump, care uh, duce discuția într-o zonă mult diferită față de discuțiile sau față de dezbaterile care au avut loc până acum la uh, în campania președințială americană. Vă invit să discutăm despre o alt fel de emisiune, cea pe care Putin sau cea la care Putin, președintele uh, rus, a participat acum. Uh, două săptămâni aproximativ. Uh, emisiunea anuală de întrebări și răspunsuri, întrebări venite din partea populației, da, a rușilor, a oamenilor de rând, către liderul suprem al statului rus, privind uh, starea uh, statului, uh, problemele pe care ei le au și, de ce nu, cum acestea pot fi rezolvate. Vă invit să urmărim un material și după aceea să comentăm ce s-a întâmplat în timpul respectivei dezbateri. De curând a avut loc celebra sesiune de întrebări și răspunsuri televizate pe care președintele rus Vladimir Putin o susține prin intermediul camerelor de luat vederi în fața cetățenilor ruși. Un moment care transpune într-o acțiune mediatică principii de transparență, deschidere și populism într-un stat dictatorial marcat de dorința de reafirmare ca jucător de primă mână pe plan internațional. Este un exercițiu cu is-democratic, care totuși este aplicabil în puține state democratice, tocmai datorită. Dificultății de a răspunde prompt și fără ezitări la întrebările complexe, multidimensionale, privind dezvoltarea statului. Dar vin și vă întreb: oare chiar așa e? Oare președintele Rusiei este atât de transparent în politica pe care o desfășoară, marele fost imperiu? Cred că răspunsul intuim cu toții. În mod cert, asistăm la un proces de conturare a unei imagini prin care se transmite un anumit tip de mesaj. Scopul? Conturarea? Printr-o abordare populistă a imaginii unui lider carismatic, preocupat de contactul și părerea propriilor cetățeni, și care deține controlul asupra situației statului și asupra destinului acestei puteri revizioniste. În cele aproximativ patru ore de interviu, Putin a răspuns întrebărilor populației fără discriminare de vârstă sau poziționare geografică. Dintre întrebările puse, o bună parte vizau situația economică din Rusia, care constituie poate cel mai stringent subiect pentru populația unui stat aflat sub embargo. Situația infrastructurii rutiere în interiorul statului, creșterea șomajului, declinul producției industriale, prețul piperat al alimentelor care a crescut de două ori în ultimul an datorită inflației de 12%, prețul foarte mare al medicamentelor care devin inaccesibile pentru populație și situația reală a declinului economic pus sub semnul fatalismului de forțele occidentale au constituit doar câteva din temele abordate. Alte subiecte privesc prețul petrolului, accesul la materia primă necesară industriei, plata tardivă a salariilor și direcția de dezvoltare economică pe care statul trebuie să o urmeze. Întrebările privind politica externă vizează succesul operațiunilor militare din Siria și riscul terorist în lipsa unei poziții serioase a Rusiei în acest stat. De asemenea, politica față de Turcia a constituit un subiect abordat, Putin considerând acțiunile lui Erdogan ca fiind exagerate. Dar în ciuda acestei situații, vor exista negocieri care să readucă relațiile pe un făgaș normal, declară liderul rus. În acest context, întrebarea unei fetițe de 12 ani vine să-l pună în dificultate pe Putin și să devoaleze tensiunile diplomatice care există. Plecând de la o declarație anterioară a lui care spunea că l-ar salva pe Obama dacă ar risca să se înnece, Putin este întrebat dacă l-ar salva pe Poroșenko, președintele Ucrainei, sau pe Erdogan, dacă s-ar afla în acea situație ca Obama. Răspunsul este elocvent nu pot salva un om care dorește să se înnece. Alte întrebări aveau în vedere aspecte ale vieții sale private, precum posibilitatea apariției unei prime doamne, medicamentele pe care președintele le utilizează, întrebări privind gusturile alimentare și alte chestiuni menite în final să destindă atmosfera într-o dezbatere spinoasă despre starea statului. Fără să-mi doresc să intru în detalii privind acuratețea răspunsurilor, nu pot să nu remarc totuși curajul de a participa la o astfel de emisiune și mă întreb cât Politicieni români ar fi dispuși și ar avea curajul să facă față unei provocări similare. Să sperăm că iminenta campanie electorală va demonstra capacitatea oamenilor politici de a face față unor dezbateri televizate directe pe teme locale spinoase. Trebuie să vă spun că am urmărit cu foarte multă curiozitate și interes de ce nu această dezbatere de aproape 4 ore, dezbatere interviu de aproape 4 ore un interviu realizat într-un mod modern să spunem, cu intervenții via metode via internet, skype metode noi de comunicare care poate ar da clasă multor televiziuni din, din lume ce a fost interesant în timpul acestor patru ore, ce mi s-a părut mie interesant, e că discuțiile principale s-au fost pe două direcții. Prima, viza situația economică din Rusia și vă spuneam, este un stat sub embargo. Cetățenii încep să resimtă această presiune economică inevitabilă generată la nivelul Rusiei, iar pe de altă parte este bineînțeles discuția pe politică externă. Nu am să intru în micile picanterii sau întrebările picante care au fost puse, probabil lăsate să apară sau să fie puse sau să fie adresate în mod intenționat, fie pentru a destinde atmosfera, fie pentru a pune pe acest lider absolut în, într-o altă lumină în fața populației. Uh, înainte să vorbim un pic despre ce înseamnă sau cum s-a comentat problema Siriei și relațiile cu Turcia și Ucraina, uh, cred că ar fi interesant de spus, urmărind această, această analiză, uh, odată că Putin a dat dovadă de foarte multă stăpânire de sine în acest interviu și că uh, a încercat să răspundă într-un mod. Uh, Chiar amuzant la anumite întrebări, într având o prezență de-a dreptul carismatică. Pe de altă parte, trebuie să luăm cu un pic de scepticism, pentru că și întrebările și temele de discuție puteau să fie teme înțelese dinainte, adică să nu ne imaginăm că dacă s-a întâmplat în acest mod, nu puteau să existe teme și întrebări. Să spunem așa, prestabilite în interviu. De problema economică nu am să discut în această emisiune, am să discut în schimb despre modul cum a fost prezentată intervenția în Siria modalitatea în care ea a fost abordată și mă refer aici atât de, de cei care au pus întrebările, cât și de uh, Putin, a fost că intervenția în Siria a fost un succes absolut pentru Rusia, uh, că Rusia a reușit să și obțină obiectivele stabilite și, cel mai important, prin intervenția în Siria s-a reușit stoparea uh, cel puțin pentru o perioadă de timp a terorismului la nivel internațional. Uh, ar trebui să ne mire această declarație? Nu. Vă aduc aminte că acum două săptămâni vorbeam despre intervenția Rusiei în Siria și vă spuneam că în mocer, deși multe agenții de presă spuneau despre eșecul uh, și retragerea ca fiind o dovadă a eșecului, retragerea din Siria, uh, mocert Rusia a obținut ceea ce și-a dorit acolo. Uh, nu, Plus de asta, din nou, retragerea cu ghilimelele de rigoare, pentru că inclusiv în timpul interviului se vorbea despre acțiunea militară care trebuie să aibă loc în Alepo. Deci, prin urmare, este o retragere, dar de fapt nu este o retragere, este o retragere dar cu o susținere, uh, să spunem, din, față, din partea forțelor militare ruse. Și atunci, uh, din nou, trebuie să ne punem semnă de întrebare cât la sută din discursul lui Putin și din ceea ce face Putin este folosit după aceea ca și mijloc de propagandă pe plan intern. Și tot ca mijloc de propagandă, un semn de întrebare pe care vi-l pun este această intervenție a Rusiei în scopul salvagardării păcii internaționale și de ce nu a combaterii ter terorismului la nivel internațional. Putin venea și menționa despre pericolul real pe care terorismul prezintă, ceea ce este absolut adevărat, de faptul că partenerii occidentali sunt afectați de atentate teroriste și că unul din obiectivele vizate de intervenția Rusiei în Siria a fost combaterea terorismului care se manifestă la nivel internațional și totodată reducerea riscului terorist pe teritoriul uh, Rusiei. Uh, acum combaterea terorismului la nivel internațional consider că este destul de greu de făcut prin forță militară. Și dacă ar fi fost atât de ușor de făcut prin forță militară, probabil de la 11 septembrie până în zilele noastre nu a mai fi avut atentate teroriste. Ei bine, de la 11 septembrie încoace am putut vedea o intensificare a atacurilor teroriste și nu mă refer doar în statele occidentale, mă refer chiar și în statele din Orientul Mijlociu, din Africa sau din Asia. Inclusiv în Rusia. Deci, prin urmare, dacă forța militară vine să rezolve problema terorismului, ar fi trebuit deja să vedem rezultate. Dar, totuși, nu se poate face acest lucru. De curând, Statele Unite anunțau că au bombardat o bază Al-Qaeda din Afganistan și că, de fapt, erau mult mai mulți luptători teroriști decât ei își imaginau. Și, totuși, cu toate aceste bombardamente, cu toate aceste celule dezamorsate, numărul atentatelor teroriste. Este în creștere. Deci, prin urmare, nu putem să o privim ca și o realitate, sau declarația lui nu este neapărat o realitate, este mai degrabă un mijloc de justificare și de propagandă în ceea ce înseamnă politica internă și poziționarea politicii externe ruse față de interesele cetățenilor ruși, și anume asigurarea securității propriilor cetățeni. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm că în Rusia au mai existat atentate de tip terorist care nu neapărat au fost făcute de fracțiuni musulmane și, prin urmare, este o problemă pe care eu o au la nivel intern, nu neapărat la nivel extern în uh, altă chestiune altă chestiune abordată a fost cea a Turciei uh, relația cu Turcia uh, scăderea turismului care înainte rus, care mergea înspre Turcia și să zic așa repopularea stațiunilor turistice din Crimea. Totodată problema relațiilor cu Erdogan și modul în care se pot reconstitui aceste relații cu Turcia ceea ce a fost foarte interesant în declarația lui Putin și aici nu fac referire doar la acea întrebare care a fost pusă de fetița de 12 ani, care cred că este elocventă pentru modul în care se desfășoară în momentul de față și uh, negocierile între cei doi șefi de state, uh, vreau să vă aduc în față o altă problemă. Modul, el a declarat foarte clar că uh, este una un reprezentant un lider și este alta relațiile între state. Liderii se schimbă, dar relațiile bune între state nu neapărat să devină veșnic proaste. Deci prin urmare, Rusia are în vedere o renegociere a pozițiilor cu Turcia, dar la o schimbare de regim politic și același lucru, practic, se aplică și în cazul Ucrainei. Ucraina, unde știți foarte bine uh, problemele pentru regiunea Donbass, uh, problemele din regiunea Donbass, uh, implicarea Rusiei în zona respectivă și, de ce nu, Modul în care vede Rusia recâștigarea teritoriilor pe care le are la nivel internațional. Problema față de Poroșenco, practic, a fost pusă într-un mod similar ca și față de Erdogan. Deci, prin urmare, vom negocia, ne vom relua relațiile diplomatice bune, de bună credință, dar dacă putem negocia cu altcineva care ne este mult, mult mai prietenos. Um, mă opresc aici cu această discuție pentru că am putea să vorbim mult mai multe, dar ele intră deja într-o retorică a Rusiei. Uh, ce mi se pare relevant e că în sine acest exercițiu are, în legă are legătură cu modul în care își conturează imaginea Putin pe plan intern. Totodată, vă spuneam și în material, consider o dovadă de curaj. Și acum că vin alegerile, vreau să vă aduc aminte că în Statele Unite, uh, Bună parte a votului se câștigă în dezbateri televizată, în care candidații vin stau față în față, își expun programul politic și de ce nu se critică între ei. Îs dezbateri mature și democratice. Rus, uh, liderul rus a venit teoretic în fața populației ca să își exprime modul în care vede el dezvoltarea statului. Sper că în alegerile electorale care urmează să vedem o dezbatere constructivă și curajoasă pe problemele spinoase locale care există la nivelul României, între candidații care și-au asumat acest, această, obliga această greutate până la urmă, dar și privilegiu de a candida pentru funcții locale. Vă spuneam în, 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 mai înainte că un aspect discutat a fost relația cu Ucraina. E Zilele acestea, de ieri mai precis, președintele ucrainian se află pe teritoriul României, Petro Poroșencu a venit într-o vizită de stat oficială și să vedem ce a discutat împreună cu Claus Iohannis. Vă invit să urmăriți materialul și să ne întoarcem. Ieri a început vizita oficială de stat a președintelui ucrainian Petro Poroșenko în România. Acesta a avut o întâlnire cu președintele României, Claus Iohannis, la Palatul Cotorceni. După întâlnire, a avut loc o conferință de presă comună, în care au fost prezentate principalele teme de discuție abordate. Astfel, conform Hot News, s-a discutat despre anularea sancțiunilor occidentale impuse Rusiei, care, conform liderului ucrainian, nu poate avea loc până nu va înceta agresiunea Moscovei. Statele noastre au singură și principală poziție. Discuțiile privind anularea sancțiunilor impusei Rusiei nu poate avea loc până nu vor înceta agresiunile. Orice încetare a sancțiunilor va fi un pericol nemijlocit pentru reglementarea situației din Donbass, Rusia își va continua acțiunile agresive, a declarat Poroșenko. Acesta a subliniat că acordurile de la Minsk trebuie implementate în totalitatea lor și a precizat că cele două țări împărtășesc ideea formării unei flote a Mării Negre care să consolideze prezența Alianței Nord-Atlantice. Președintele Claus Iohannis a declarat la rândul său că a fost semnat protocolul de relansare a Comisiei Mixte prezidențiale, un instrument de imprimare a voinței politice și a impulsului necesar pentru soluționarea temelor de pe agenda bilaterală prin care se vor putea face pașii înainte pentru soluționarea unor dosare aflate de mult timp pe agenda bilaterală. Pe agenda discuțiilor bilaterale la nivel de șef de stat a figurat și tema minorităților naționale. În acest context, Klaus Iohannis a precizat că minoritatea ucrainiană din România beneficiază de sprijin considerabil, 1,6 milioane de euro pe an, iar discuțiile cu Poroșenko au vizat și nevoia de a răspunde mai bine necesităților și doleanțelor românilor din Ucraina. De asemenea, s-a decis reluarea activității Comisiei Guvernamentale pentru Minorități după o pauză foarte lungă încă de mai bine de 10 ani. La București s-au semnat și două acorduri bilaterale privind transporturile militare și patrularea în comun la granița română-ucrainiană, a precizat Poroșenko. Claus Iohannis a pronunțat pentru dezvoltarea de proiecte transfrontaliere și regionale și a evocat posibilitatea construirii podului peste TISA. Relatările din presa ucrainiană adresează cu totul o altă problemă și anume securitatea energetică. Astfel presa prezintă declarația președintelui ucrainian privind dezvoltarea sistemului de transport de gaz și creșterea exportului de gaze dinspre România înspre Ucraina. Una din problemele esențiale în relațiile română-ucrainiene sunt de fapt, sau este de fapt, neîncrederea. Vedeți că presa română prezintă situația într-un anumit fel, în presa ucraineană apar informații de altă natură. Noi vorbim despre relații bilaterale bune, despre securitate, despre problema minorităților, care este o problemă stringentă în ceea ce înseamnă minoritatea română din Ucraina, iar Ucraina vorbește de securitate energetică. Mai bine zis, vorbește despre, sau presa ucraineană vorbește de, propria sec, de securitate energetică a Ucrainei și de modul cum aceasta poate fi asigurată. Este foarte interesant interesant că presa română nu vorbește despre acest lucru. Îmi vine greu să cred că nu s-a discutat și acest aspect. Pentru că Ucraina are o problemă serioasă cu accesul la, gaze, cu accesul la gazele naturale după tensiunile care le-a avut cu Moscova. Și atunci vin să vă întreb, ce se întâmplă? Avem două agende diferite? Pentru presa ucraineană trimitem o agendă și pentru presa românească trimitem alta? Ce se întâmplă de fapt? Uh, Vedeți, relațiile cu Ucraina au fost în permanență fluctuante. Uh, nu am putea spune că ele se încadrează totdeauna pe un limbaj diplomatic liniar uh, și, de multe ori, conflictele uh, sau lipsa de comunicare a generat conflicte. De curând eram cu ei într-un uh, într proces internațional privind delimitarea spațiului uh, Mării Teritoriale, acum, dintr-o dată, suntem prieteni. Încercăm să dezvoltăm proiecte împreună, facem poduri, nu? Până la urmă, podul este cea mai frumoasă formă de. Manifestarea prieteniei între două state, și totuși vedem că agendele un pic diferă. Ce se va întâmpla dacă presiunea Rusiei va dispărea din spatele Ucrainei actuale? Vom reveni la, la relațiile, să spunem, nu neapărat tensionate, dar poate uh, cu obiective de politică externă diferite pe care le aveam și înainte? Acum putem vorbi despre patrulă, putem vorbi, patrule comune pe graniță, putem vorbi despre canalul Băstroie, putem vorbi despre minorități, dar înainte de ce nu am putut să facem acest lucru? De ce delimitarea mării teritoriale nu am putut o face prin acorduri bilaterale? De ce nu au existat aceste discuții și înainte? Sau aceste discuții le putem avea doar în contextul în care sistemul internațional se schimbă și ne simțim direct amenințați? Pentru că este un semn de întrebare pe care trebuie să ne-l punem. Și trebuie să ne-l punem într-un mod legitim, pentru că investind în acest lucru, investind în relația cu Ucraina, noi nu trebuie să uităm și ceea ce s-a întâmplat în trecut și nu trebuie să uităm că s-ar putea întoarce roata și să revenim la proastele relații pe care le aveam. Și atunci nu are, nu trebuie să fim un pic precauți? Cât despre modul în care este reprezentată în presă sau sunt reprezentate în presă relațiile bilaterale dintre România și Ucraina, de-a lungul timpului au existat diferențe mari. în Procesul în sine privind Marea Teritorială a fost prezentat diferit în presa ucrainiană față de presa românească. Vedeți că și în ziua de astăzi prezentăm diferit o întâlnire bilaterală cu agendă clară. Deci, practic, e clar că fiecare vorbește pe ceea ce așteaptă propria populație. Dar vin să vă întreb atunci, în ceea ce ne privește pe noi, nu ar fi trebuit să știm dacă au existat discuții privind uh, aspecte energetice între Ucraina și uh, România? Probabil că ar fi trebuit. La fel de partea cealaltă și de securitate și de întărirea forțelor NATO de cooperarea flotelor româno-ucrainiene român și na între NATO și Ucraina în zona Mării Mediterane, sunt subiecte poate de interes mult mai mare decât modul în care se poate perfecta sau nu se poate perfecta un acord de export de gaze dinspre România în Ucraina Vă las cu acest semn de întrebare cum ar trebui să problematizăm noi problem relația cu Ucraina, și mai ales în contextul în care minoritățile naționale românești nu au avut cel mai bun tratament până în momentul de față în Ucraina. Vă mulțumesc pentru atenție. Un weekend plăcut!